Salut! Astăzi vom vorbi despre cum să-ți verifici mașina. Mai exact, vom vorbi despre cum să-ți verifici mașina atunci când pleci la drum lung. Dacă cumva ești în Germania, în vizită sau la muncă, nu contează, dacă e soare 2-3 zile, să zicem, nu te aștepta ca a patra zi să fie soare. Aici a fost săptămâna asta de luni, marți, cam așa, până ieri. Au fost 30 de grade, însă astăzi s-a gândit că bă, e prea cald, ia hai să le mai dau o ploaie. Și de la ora 8 dimineața a început să plouă. Minunat! Și eu trebuie să filmez afară. Noroc că mi-a arătat umbrela cu mine. Bun, hai să vedem ce trebuie să verifici la mașină înainte de a pleca la drum. Mai întâi vom începe cu exteriorul și vom începe cu chestiile banale, gen dacă îți parchezi mașina prea des prin diverse parcări sau în locuri unde știi că ai vecini care mai dau cu ușa în ea sau chestii de genul ăsta, verifică foarte bine exteriorul mașinii, din față până în spate, în special bările, mai ales pe la colțuri, ușile, pentru că atunci când îți parchezi mașina și vine cineva și dă cu ușa în ea, o să te trezești că găsești foarte multe urme, da? Și e bine să verifici. Bara tot așa în față. De ce ar trebui să faci chestiile astea și să-ți verifici mașina de fiecare dată când te urci în ea, nu doar când pleci la drum lung? Pentru că la un moment dat o să trezești că, bă, am prea multe zgârieturi pe mașină, de unde au apărut? Hei, uite în colțul ăsta aici, n-am atins-o eu, cine mi-a atins-o? Nenorocitul, omor! Înțelegi? Și o să zici, bă, dar unde am atins-o? Unde mi-a atins-o? Unde a fost? Unde a făcut? Unde adres? Și evident că nu o să știi și o să zici, asta e, lasă bine ca în casco. Ce mai poți verifica la exterior? Evident, geamurile. Da, să vezi dacă cumva sunt zgâriate, crăpate, chestii de genul ăsta. Și dacă sunt murdare, în special murdare, da? Pentru că ar trebui să ai geamurile întotdeauna curate, indiferent că e vară, că e iarnă, că e ploaie, că e zăpadă, că e nu știu ce, geamurile să fie curate, da? Te trezești cu 5 minute mai devreme pentru că n-a vrei să fii comod să ai mașină și te apuci și o dezăpezești și o curezi frumos, da? Apoi verifici anvelopele. Te uiți să vezi gradul de uzură, să vezi dacă este mai uzat pe interior sau pe exterior, dacă este uzat uniform sau nu, da? Asta este foarte important pentru că în funcție de chestia asta o să-ți dai seama dacă ai probleme la direcție, dacă ai probleme cu anvelopele, cu roțile, cu echilibrare, cu nebunii, cu tot ce trebuie, da? În concluzie, verifică-le. Important este să nu pleci la drum lung, de exemplu să ai anvelopele pe minim și să te trezești că, bă, stai așa că eu mă duc să fac o excursie de 3000 de kilometri și anvelopele mele mai țin doar 1000 de kilometri. Ce mă fac? Păi te apuci prin sănătate sau pe unde ești tu pe acolo să schimbi anvelope, nu e așa că e mișto? Apoi verifici prezoanele, evident, să fie strânse, presiunea în roți și plăcuțele de frână. Da? Te uiți aici frumos așa și vezi cât mai are. Dacă cea de pe exterior este ok, întotdeauna cea de pe interior va fi poate cu puțin mai mică, deoarece pe partea aia este pistonul și presează mult mai repede. La discul de frână te uiți să vezi dacă are pe partea asta de exterior aici, dacă are un șanț. În funcție de cât de mare este șanțul respectiv, atât de mare este și uzura lor. În general 2-3 mm până în 4 mm din câte știu. Însă o să-ți dai seama cu timpul, în funcție de discul tău, când va trebui să-l schimbi. În general un disc ține undeva la 2-3 seturi de plăcuțe, dar evident contează foarte mult de cum conduci. Un alt lucru important pe care trebuie să-l verifici este suspensia. Cum faci să verifici suspensia? Evident, te apuci și hâți în mașina în toate direcțiile, te pui în fiecare colț și apeși pe mașină, da? Dacă mașina ta nu se balancează, înseamnă că suspensia este ok și nu ai probleme. Ce ar mai trebui verificat la exterior? Pe lângă urme de rugină, urme de zgârieturi, de lovituri, de nu știu ce și suspensii, frâne, articulații și alte nebunii, ar mai trebui să verifici și ștergătoarele și parbrizul, evident, da? Cum poți să faci cel mai simplu test? Te urci în mașină, dai cu ștergătoarele de 2-3 ori și dacă nu lasă urme, sunt ok. Dacă nu-ți place cum șterg și au gen 2-3 ani cel puțin, du-te și schimbă-le. Parbrizul verifică să nu aibă crăpături, zgârieturi și alte nebunii. Uite, de exemplu, eu am una, două și mi se pare că mai e una mică pe partea elaltă. Aia are undeva la 5 ani și nu s-a extins deloc, nu știu cum naiba. Asta are undeva la 2 ani și tot așa nu s-a extins, da? Dar am văzut cazuri în care se extinde imediat, gen te-ai urcat pe o bordură un pic și s-a extins. Hai să vedem ce verificăm sub capotă. O luăm din față și începem cu radiatorul. Ne uităm așa un pic vizual să vedem dacă cumva avem vreo scurgere sau dacă avem prea multe pale din acestea îndoite. Nu știu exact dacă le zice pale, dar înțelegi la ce mă refer, da?
astea de pe aici, așa, dacă sunt doite prea multe sau dacă apare vreo fisură. O luăm din dreapta și verificăm bateria. În funcție de ce baterie ai, verifici dacă ai Wake Magic din ăla, te uiți să vezi ce și cum, da, ce culoare are. La baterie o mai poți verifica și la pornire. Îți lași 1-2 consumatori porniți și îi pornești motorul și dacă nu face figuri, înseamnă că încă este bună bateria. Da? Apoi verificăm uleiul, fiecare cu metoda lui, da, în special se verifică la rece. Tragi de jojă frumos, te uiți pe nivel și vezi în ce stare este. Dacă ai nevoie, completezi, ai acolo capacul frumos. Dacă cumva ai mașină cu jojă electronică, atunci ar fi cazul să pornești motorul, să-l încălzești și să verifici uleiul conform producătorului mașinii. Ce mai poți să mai verifici pe aici, în stânga? Odată antigelul, evident, se verifică la rece și lichidul de spălat geamuri. Evident, pe ăsta nu ai cum să-l verifici pentru că niciodată nu v-am văzut să ai un nivel unde să verifici, însă cea mai bună verificare este completarea. Așa că de fiecare dată când pleci la drum lung, dacă știi că l-ai folosit în ultimul timp, bagă un pic de lichid de parbriz că nu strică. Cam asta ar fi de verificat sub capotă, da? Baterie, ulei, antigel, lichid de parbriz și de preferat radiatorul ca să nu te trezești. Evident și alte scurgeri pot să mai apară. Hai să mergem înăuntru că începe să bată vântul. Și ce verificăm aici? Păi, în primul rând, verificăm tot ce ține de electric, adică lumini, față, spate, dacă ai, oglinzi, da, electrice, evident, scaune electrice, pe care le verificăm din butonașe, frumos, dacă suntem șmecheri și avem scaune electrice, încălzire electrică, pentru că, na, dacă e iarnă și pleci la drum lung, vrei să ai fundulețul încălzit. Apoi, dacă ai butoane pe aici, le verifici și pe astea, să vezi dacă funcționează. Aerul condiționat, climatronicul, în funcție de ce are fiecare. Radio-ul, pentru că întotdeauna vrei să ai muzica cu tine, să nu cumva să stai să te plictisești la drum lung. Evident, acum s-au inventat și telefoanele, așa că nu-i problemă, poți să spui și de pe telefon. Luminile, le aprinzi și le stingi. Pe asta poți să le verifici și dacă pui contactul și nu-ți apare niciun martor în bord. Apoi, ce poți să mai faci? Să pui contactul și să te uiți să vezi ce se întâmplă cu martorii tăi. Da, să pornești mașina și să asculți cum funcționează motorul, să vezi dacă ți s-au stins toți martorii. Da, n-am niciun martor în bord, înseamnă că pot să plec la drum. Dar înainte de a pleca la drum, trebuie să mai faci ceva foarte important. Și anume, să-ți verifici actele. Odată valabilitate și al doilea lucru e un pic opțional, să-ți verifici starea talonului. În sensul că dacă este deteriorat, ar fi bine să te duci să-l schimbi, pentru că s-ar putea să te trezești cu un polițist din ăsta șmecher care o să zică: auzi, dar știi tu, talonul ăsta nu prea place cum arată, eu nu pot să citesc în el, ia, dă tu o amendă aici la băiatul. Și evident o să zici: șefu, ajunge de 50 de lei sau 200? Bun, să presupunem că toate sunt funcționale și mai trebuie să mai verifici și starea mașinii și asta o faci în mers. Dacă cumva ți se pare plictisitor să faci toate verificările astea, atunci ar trebui să verifici din când în când mașina, să vezi în ce stare este și nu o să mai stai atât de mult să verifici mașina când pleci la drum lung. Da? Adică, de exemplu, dacă îți verifici o dată pe lună sau o dată pe săptămână presiunea în roți, nu o să te trezești că, bă, stai așa că te să pleci la drum lung și, mamă, am uitat să umflu roțile. Bun, hai să vedem cum verificăm mașina în mers, da? Pentru că ne-a rămas de verificat suspensia, articulații și ambreiajul și cutia de viteze și ce mai vrei tu pe acolo din ce mai are mașina, da? Plecăm ușor din ambreiaj și vedem cum merge mașina, da? Trecem peste câteva hopuri, vedem dacă troncăne, dacă nu troncăne înseamnă că este ok. Vedem dacă trage stânga-dreapta mașina, nu trage, e de bine. Accelerăm un pic mai tare și vedem cum se simte motorul. Așa, și ascult să vezi cum rulează mașina. Dacă ai zgomote, dacă ai huruit, scârțuit, troncănit, mai știu eu ce, da? Direcție, stânga, dreapta, le verifici pe toate. Când iei o curbă, ești atent să vezi ce se întâmplă. Când pui frână, ești atent să vezi ce se întâmplă. Când accelerezi, ești atent să vezi ce se întâmplă. Hai să vedem cum ar fi arătat chestia asta dacă ai făcut-o pe un circuit. Mă rog, e un circuit improvizat, să spun așa, pentru că aici se ține traseul de slalom al Weidenului și anume mergi pe aici, te plimbi un pic și câștigi un premiu, ei spun pocal, pentru că așa se numește la ei.
Ce am văzut cel mai bun timp era undeva la 41 de secunde sau 40, nu mai știu exact. De aici se dă startul și se pleacă cât poți de tare. Problema e că eu am roțile desumflate acum și nu o să fie prea distractiv, dar hai să încercăm. Nu o forțăm la maxim. Asta roțile. Și s-a terminat. Bă, nu știu, pentru mine a fost distractiv. E prima dată când îl fac. Însă am văzut că oamenii cu mașini cu suspensii sport și toate cele, da, mașini pregătite de curse, se distrează mult mai tare, adică lor începe să le scârție spatele și să le derapeze chiar. Eu am făcut-o doar așa de amuzament. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și sper să vă verificați mașina la timp și nu atunci când pică ceva, da, pentru că dacă pică ceva trebuie să mergi la serviciu urgent și s-ar putea să strici concediu sau ce călătorie mai aveai tu de făcut, da? Hai, v-am lăsat. Eu am plecat că mă duc să-mi iau pocalul și ne vorbim data viitoare. Ciuți!